Municipalitatea îi susține pe copiii și tinerii care performează în sport. Primarul Tudor Pendiuc semnalează încă un succes al piteștenilor în acest domeniu, și anume în handbal. Edilul șef informează că echipa noastră de handbal junioare a câștigat locul întâi la campionatul național de handbal desfășurat la Mediaș. Iată, copiii noștri vin să nu numai să ne răsplătească eforturile, dar vin să ne și asigure că în perioada următoare, mâine, poimâine, figurativ, noi vom avea bucurii din partea lor. Bucurii avem și acum, dar acele bucurii vor fi cu mult mai mari, întrucât ele vor genera performanțe, dar vor genera și specialiști care mai departe să genereze performanțe. Am adunat echipa în 2008 și am format o clasă specială de handbal, singura de gimnaziu din liceu, și 4 ani am lucrat cu ele, ajungând la această performanță în ultimul an de gimnaziu, în clasa 8-a. Sunt foarte mândră pentru că rezultate am avut, dar nu majore, la nivel național. Acesta fiind primul și prima dată obținând și medalia de aur, locul întâi, să zic așa. Vreau să mulțumesc și eu la fel domnului director că m-a susținut, domnului primar că a fost alături de noi și ne-a ajutat financiar. Mă numesc Ciorbonea Cătălina și sunt componenta echipei de handbal. La un turneu, noi, toată echipa, ne-am concentrat și am reușit să câștigăm. Mi-aș dori în viitor, cum a spus doamna profesoară, să continui cu handbalul și să fiu la o echipă de Pitești, de divizia A, dacă nu se poate, de ligă. Vreau să vă asigur că începând din toamnă vom avea o echipă de handbal fete aici la Pitești, mai spune primarul Tudor Pendiuc.